Curtea uitării de sine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 2:20. Prin credință, Pavel și-a însușit harul lui Hristos, care i-a împlinit nevoile sufletului. Prin credință, a primit darul ceresc și l-a împărțit celor dătători de lumină. Aceasta este experiența de care avem nevoie. Rugați-vă și luptați-vă pentru o astfel de credință. Credeți că Dumnezeu o va da. În lumea noastră este de făcut o lucrare măreață. Aceasta nu e o țară de bazm. Înaintea noastră stau realități vii. Peste tot se văd manifestările puterii satanice. Să cooperăm cu cel care lucrează ca să refacă și să înalțe. Să nu uităm că acela care lucrează pentru Hristos trebuie să se aprovizioneze cu tărie de la sursa de putere. Creștinii au nevoie de putere de judecată, de voință fermă și de cunoașterea ce vine prin studiul cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu-și pot permite să umple mintea cu nimicuri. Puterea spirituală trebuie reînnoită în fiecare zi. Învățați de la cel care a spus: eu sunt blând și smerit cu inima. Când învățați de la el, găsiți odihnă. Zi de zi veți câștiga experiență în lucrurile lui Dumnezeu și veți realiza măreția mântuirii lui, slava legăturii cu el. În permanență veți învăța tot mai bine cum să trăiți ca Hristos și vă veți apropia de caracterul Mântuitorului. Dacă vom muri față de eu, dacă vom extinde părerea noastră despre ceea ce Hristos poate fi pentru noi și ceea ce putem fi noi pentru El, dacă ne vom uni în legăturile părtășiei creștine, Dumnezeu va lucra prin noi cu putere mare. Atunci vom fi sfințiți prin adevăr. Vom fi cu adevărat aleși de Dumnezeu și stăpâniți de Duhul Lui. Fiecare zi din viață ne va fi scumpă, deoarece vom vedea în ea o ocazie de a folosi darurile încredințate nouă pentru binecuvântarea altora. Să uităm eul și să servim altora cu iubire. S-ar putea să nu ne amintim unele fapte bune pe care le facem, dar veșnicia va scoate la lumină, în toată strălucirea lor, toate faptele făcute pentru salvarea sufletelor și orice cuvânt spus pentru mângâierea copiilor lui Dumnezeu. Aceste fapte, făcute pentru Hristos, vor fi o parte a bucuriei noastre de-a lungul veșniciei.